Slovenul Stromaier nu e la prima tentativă de a evada de la Pandurii. Iarna trecută chiar a fost în probe pe la Torpedo Moscova, dar s-a întors în cele din urmă la Târgu Jiu. Grigoraș l-a transformat dintr-o gloabă într-un atacant de clasă, dar Stromaier i-a întors acum spatele. S-a învoit să plece acasă pentru probleme personale și dus a fost. Slovenul e încă suspendat după gestul din meciul cu Oțelul, gest care nu mai pare acum întâmplător. Stromaier e absent nemotivat, nu a venit la antrenamentul de ieri, iar Grigoraș îi pregătește un exil la echipa a doua. Adică exact ce a pățit și prietenul Vranie și în vară. M-au pus să aleg între echipă și familie și normal că am ales familia, a încercat o explicație Stromaier. Acesta a cerut, se pare, să fie lăsat liber de contract pentru a se întoarce acasă, dar oficialii Pandurilor l-au refuzat. Îl lăsăm să plece în iarnă, dar numai pe bani, spun aceștia. Grigoraș nu avea nevoie de o nouă durere de cap înaintea meciului de sâmbătă cu Rapid și așa e exasperat de zvonurile care îl dau plecat la Steaua din iarnă. Grigoraș e primul pe lista lui Becali, dar antrenorul nu se grăbește să ia o decizie. Mă voi gândi mult, nu vreau să fiu doar un trecător pe la Steaua, spune Grigoraș, care se teme să nu devină încă o victimă a devoratorului de antrenor Gigi Becali.